Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Telejurnal. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Punct final pentru alegerile din 24 februarie. Scrutinul parlamentar a fost validat astăzi de Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Un copil de doar 2 ani s-a rănit și a ajuns la spital după ce căruța condusă de mama lui, care era băută, s-a răsturnat. Regizorul Viorel Mardare, care suferea de o formă rară de cancer, s-a stins din viață în această dimineață. Avea 37 de ani și a fost autorul multor producții video originale. În urmă cu doar câteva minute, Curtea Constituțională de la Chișinău a pus punct alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Magistrații în altei curți au confirmat rezultatele scrutinului din 24 februarie și au validat mandatele celor 101 deputați aleși în baza sistemului electoral mixt. Autoritatea electorală de la Chișinău, dar și reprezentanții Partidului Democrat și ai Partidului Socialiștilor au declarat în fața curții că încălcările comise în timpul alegerilor nu au influențat rezultatul final. În numele Comisiei Electorale Centrale, noi solicităm confirmarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova și validarea celor 101 mandate conform sistemului electoral aplicabil. Indiferent de opinia noastră subiectivă, solicităm validarea mandatelor și a rezultatelor alegerilor în varianta propusă de Comisia Electorală Centrală. Au fost foarte multe îngrijorări, iată că toate acele îngrijorări n-au fost justificate, alegerile au avut loc, în mare parte au fost libere, corecte, fapt confirmat și de către majoritatea observatorilor internaționali. Blocul electoral acum a cerut însă curții constituționale să declare nul rezultatul alegerilor din 5 circumscripții uninominale, inclusiv în cea care a câștigat liderul democraților Vlad Plahotniuc. Blocul acum a cerut și recalcularea mandatelor de deputat pe circumscripția națională. Or, conform calculilor efectuate de către matematicieni, aplicarea efectivă a principiului proporționalității determină atribuirea blocului acum a 15 mandate pentru circumscripția națională și nu 14. Codul electoral prevede însă că mandatele sunt distribuite succesiv în ordinea descrescătoare partidelor care au acces în Parlament. Toate solicitările blocului electoral au fost respinse de magistrați. La un moment dat, democratul Sergiu Sârbu a recitat o fabulă încercând să-l ia peste picior pe reprezentantul blocului acum. Un poloboc cu vin mergea în car pe drum, în cerci foarte lin, iar altul cu deșert las că venea mai tare, dar și hodorăgea, făcând un voiet mare. Domnule Sârbu, îmi pare rău că citiți poezii, probabil că mai bine decât citiți texte. După o oră și jumătate de deliberări, Curtea Constituțională a decis. Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerilor Parlamentului de legislatura a 10-a din 24 februarie 2019 în circumscripția națională. Confirmă rezultatele alegerilor Parlamentului de legislatura a 10-a din 24 februarie 2019 în circumscripțiile uninominale. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunui căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Parlamentul nou ales se va întruni în ședința de constituire la convocarea președintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile din data alegerilor. Un copil de doar 2 ani a ajuns la spital cu leziuni serioase după ce căruța condusă de mama lui, care era în stare de ebrietate, s-a răsturnat. Incidentul a avut loc noaptea trecută în satul Climăuți, raionul Șăldănești. Potrivit poliției, tânăra de 27 de ani a scăpat atelajul de sub control, a ieșit cu căruța de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț. Oamenii legii au început o cercetare penală. Pedeapsa urmează să fie aplicată în funcție de gravitatea leziunilor provocate copilului. Iar în această dimineață, polițiștii au prins o altă tânără în stare de ebrietate conducând o mașină. Aceasta nu avea permis de conducere. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Patrulare, în doar 2 zile, 27 de șoferi au fost depistați băuți la volan.
Salvarea vine pe calea aerului. Un echipaj aeromedical SMURD din Iași a transportat astăzi de urgență la Chișinău un bărbat de 31 de ani aflat în stare gravă. Este vorba de victima unui accident rutier produs acum 2 zile în raionul Râșcani. Elicopterul SMURD a aterizat astăzi la prânz pe stadionul Dinamo din Chișinău. Pe parcursul zborului, care a durat aproape 40 de minute, pacientul a fost monitorizat de echipajul medical SMURD Iași. Pacientul a fost inițial dus la spitalul din Râșcani, fiind cu traumatism craniocerebral sever, cu comă gradul 3, intubat și ventilat mecanic, cu traumatism toracic sever, cu pneumotorax drenat, fractură de pumn stâng imobilizat în aparat gipsat, fractură de sinus maxilar, fractură de craniu. Pacientul, care se afla în stare gravă, dar stabil, a fost preluat de o ambulanță și dus la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău pentru investigații suplimentare și tratament. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aceasta este a doua operațiune aeromedicală SMURD în Republica Moldova din acest an. De la lansarea proiectului, însă, echipajele SMURD România au avut 60 de misiuni peste Prut pentru salvarea de vieți omenești. A pierdut o luptă crâncenă, dar va rămâne pentru noi un învingător, regizorul Viorel Mardare, care suferea de o formă rară de cancer. S-a stins din viață în această dimineață. Decesul regizorului a fost anunțat pe pagina de Facebook Viorel Must Go On, creată de prietenii lui, pentru a-l ajuta să învingă lupta cu boala. Viorel a fost regizor la atelierul Sergiu Prodan din Republica Moldova. Avea 37 de ani și a fost autorul multor producții video originale. Una dintre cele mai cunoscute este spotul Go On, Fruits of Moldova. În filmuleț apar mai mulți agricultori care cântă celebra piesă a trupei britanice Queen, The Show Must Go On. Chiar dacă a plecat dintre noi, Viorel Mardare va rămâne viu prin creațiile sale și amintirile celor care l-au iubit. A făcut ani grei de gulag în stepele kazahe pentru că și-a iubit țara și neamul. A suportat chinuri groaznice în închisorile sovietice, dar nu s-a lăsat înfrânt. Astăzi, în telejurnal, îl cunoaștem pe fostul deținut politic Ion Moraru, ajuns la vârsta de 90 de ani. Neglijența oamenilor și vântul puternic au dat mari bătăi de cap pompierilor în doar 24 de ore. Salvatorii au intervenit în peste 100 de cazuri pentru stingerea incendiilor de vegetație. Un focar pe o suprafață de 15 hectare de iarbă uscată a fost lichidat ieri în sectorul Botanica. Alte incendii pe suprafață de 10 de hectare au fost înregistrate la Ialoveni, Cantemir și Gotești. De intervenția pompierilor a fost nevoie și în localități din raioanele Glodeni, Râșcani, Dondușeni, dar și la Leova, Cahul și Comrat. În total, pompierii au lichidat incendii extinse pe aproape 400 hectare de vegetație în toată țara. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să nu aprindă iarba uscată și gunoiul. Cei aflați în situații de risc pot apela Serviciul Unic de Urgență 112. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor a fost inaugurat și în stânga Nistrului. Un grup de artiști și oameni îndrăgostiți de cultură și obiceiurile neamului românesc, Ludmila Chirilici, Raisa Nistor și Ion Stavinski, au organizat în orașul Râbnița de peste Nistru un spectacol de zile mari. Pe scena Casei de Cultură din orașul Râbnița au urcat formația de dans popular Arnăutul, Orchestra de Muzică Populară Ghiocel și formația folclorică Busuioc Moldovenesc. Și pentru locuitorii din stânga Nistrului, acest festival are aceeași semnificație de a readuce în inimile oamenilor bucurie, căldură, dragoste, bunăstare și speranța unui nou început.
spectator a avut fericita ocazie de a savura din frumusețea și farmecul cântecului și dansului popular moldovenesc. Iubiți tradițiile, iubiți obiceiurile neamului nostru, pentru că dintr-un popor nu rămâne nimic altceva decât cultura. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor, ajuns la cea de-a 53-a ediție, a fost inaugurat pe 1 martie la Palatul Național Nicolae Sulac din Chișinău și se va încheia pe 10 martie. A făcut ani grei de gulag în stepele kazahe pentru că și-a iubit țara și neamul. A suportat chinuri groaznice în închisorile sovietice, dar nu s-a lăsat înfrânt pentru că îl purta pe Dumnezeu în suflet. Vorbim despre fostul deținut politic Ion Moraru, care la vârsta de 17 ani s-a luat de piept cu regimul de ocupație sovietic. Astăzi a ajuns la vârsta de 90 de ani, Moș Ion de la Mândâc nu regretă nimic din toate câte i s-au întâmplat. Sunt român, născut în județul Soroca, Sătu cu Slănină, Omăhala Mândicului, în anul 1929. Moș Ion își aduce aminte cu lux de amănunte ziua în care armata sovietică a ocupat Basarabia. Despre satul Droche vine un tank. Mirosul rusului și din tank ieșea afară. Bunicul lui Ion Moraru, Pintilii, făcuse armata în Imperiul Țarist. Prin urmare, cunoștea rusa. Așa că soldații ruși au mers la el acasă. Și după ce ei s-au ospătat cum le place, politrucul îi spune moșneagul meu. Dar știi că au stârbi și în Siberie. În Siberie au stârbi și trăiești nene. Ești culac. Acum moșneagul o înțeles cine o întâlnit. I-au spătat sărmanul pe cei care au venit să deznaționalizeze, să înfometeze și să distrugă românii din Basarabia. Văzând toate ororile sovieticilor, Ion Moraru, fiind în clasa a șaptea, împreună cu un coleg, fondează Sabia Dreptății, organizație de rezistență antisovietică. Eu cred că tot ce-am făcut a știut Tatăl Ceresc. A știut și ne-a condus. În 1947, activitatea organizației este deconspirată, iar membrii acesteia arestați. Pentru activitate antisovietică, Ion Moraru și camarazii săi de luptă riscau pedeapsă capitală. Așa zisa judecată i-a condamnat însă la 10 ani de lagăr cu regim sever, 10 ani de exil în Orientul îndepărtat al Rusiei, iar pentru 5 ani au fost lipsiți de drepturi civile. Am sărit de scaun și am aplaudat. De bucurie că ați scăpat de pedeapsa capitală. Cum? A rămas viu. A rămas viu. Eu mă așteptam la pedeapsa capitală. Am trecut în vreo 5 lagări. În lagărul Echibastuz din Kazahstan, Ion Moraru l-a întâlnit pe marele scriitor și disident rus Alexander Solzhenitsyn, de la care păstrează și astăzi toate volumele cărții Arhipelagul Gulag cu autograful autorului. Era un mare democrat, dar era rus. Dar eu eram român. Dar rusul, de când e lumea, jânduiește, iar în lagărul de la Dubovca, Ion Moraru l-a întâlnit pe generalul armatei române, Nicolae Dragomir. Generalul avea pe cap o cușmă țurcănească de cărlan și era îmbrăcat românești. Și ne-am împrietenit, am făcut paștele cu dânsul. A fost eliberat anticipat pe 22 iunie 1956. Când a revenit acasă, la poartă îl aștepta Tărcuș, câinele copilăriei sale. I-am deschis poarta. Ei, frate, amândouă labele au crescut flăcău mare. Amândouă labele pe mine. M-a lins fața. Iar pe prispa casei îl așteptau cu lacrimi în ochi mama, bunicul și bunica. Am căzut în genunchi
și le-am sărutat picioarele așa aici. Bunelu, ridică-te, băiate, ridică-te, că tu poți încă să te ridici. Tu poți încă să te ridici. Bunelu era un om la care cuvintele aveau foarte multe înțelesuri. Pentru lacrima soarelui tău pus în lanțul, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Și s-a ridicat din genunchi, iar astăzi a ajuns la vârsta de 90 de ani. A descris suferințele prin care a trecut în trilogia autobiografică Pustiirea, Treptele Infernului și Fata cu miros de busuioc, tipărită cu sprijinul Mănăstirii Putna. Pe 8 martie, starețul mănăstirii, arhimandritul Melchisedec, i-a făcut o vizită lui Ion Moraru și i-a înmânat Ordinul Ștefan cel Mare și Sfânt oferit de Patriarhia Română. Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a publicat o scrisoare adresată ministrului român al afacerilor europene și președintele în exercițiu al Consiliului Uniunii, George Ciamba, alături de un mesaj în care o laudă pe Laura Codruța Coveși, candidata Parlamentului European pentru funcția de procuror șef european. Mai mult, spune despre fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, care toate calitățile pentru această funcție. În document, Tajani a comunicat și echipa de 3 europarlamentari, un britanic și 2 eurodeputate din Olanda și Germania, echipă care va negocia în Consiliu numirea în funcția de procuror șef european. Momente istorice în România, la Curtea de Argeș, rămășițele regelui Carol al II-lea au fost înhumate, noua catedrală arhiepiscopală și regală, la 66 de ani de la moartea sa. Ceremonia militară și religioasă a avut loc în prezența membrilor familiei regale. A lipsit însă majestatea sa Margareta, custodele coroanei. Din 2003 și până acum, rămășițele pământești ale lui Carol al II-lea au fost depuse într-o capelă a mănăstirii Curtea de Argeș. TVR a transmis în direct și în exclusivitate ceremoniile de reînhumare. Mutarea sicriului cu osemintele regelui Carol al II-lea reprezintă un moment de recuperare istorică de numele regelui Carol al II-lea. Se leagă o perioadă istorică deosebit de rodnică. Veșnică pomenire! Alergătorul Iulian Bercu din Republica Moldova a concurat la ultramaratonul Racing the Planet din Noua Zeelandă pe o distanță de 250 de kilometri. La linia de finish a ajuns al 15-lea din 180 de participanți. În telejurnal vă spunem mai multe despre performanța lui remarcabilă. Un regizor din România și mai mulți actori de teatru basarabeni au făcut echipă și au prezentat pentru publicul de la Chișinău spectacolul Neața treci înapoi în pat. Premiera s-a jucat aseară cu sala plină la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale. Evenimentul face parte dintr-un proiect de colaborare dedicat centenarului Marii Uniri. Am urcat foarte urât. Știi cum e? Tinerii din ziua de azi, da? Eu nu prea țin la băutură. Trebuie să mănânc foarte bine înainte, că altfel e destul un pahar de bere și sunt al oricui. Mulțumesc! Neața treci înapoi în pat este o comedie romantică regizată de Nicolae Poghirc, directorul Teatrului Alexandru Davila din Pitești. Repetițiile au durat 2 luni, iar regizorul Nicolae Poghirc spune că a fost o colaborare plăcută și își dorește să mai repete această experiență. Sunt actori foarte buni, un teatru foarte bun, în adevăratul sens al cuvântului profesionist. E o comedie romantică, o comedie care nu e o așa ușurică, simplă, are și un mesaj, e o pledoarie pentru libertatea de a fi tu însuți. Doresc ca publicul să se bucure de acest spectacol multă vreme. Ia!
sala teatrului Satiricus a fost neîncăpătoare pentru public. Fiind Ziua Internațională a Femeii, multe cupluri au ales să sărbătorească la teatru. Am încercat să sărbătorim frumos. E frumos, mai ales că am o pasiune aparte pentru teatru, atunci chiar obișnuim să mergem o dată în lună. Eu cred că tot ce este legat de dragoste este perfect pentru o parte, mai ales pentru femei. V-a surprins? Da, plăcut, mulțumesc. Și regizorul basarabean Sandu Grecu pregătește un spectacol împreună cu actorii de teatru din Pitești. Pe data de 15 am premiera Migranții lui Matei Vișnec, 3 zile am, 15, 16, 17, unde vor fi mulți invitații din, și mulți directori de teatru din România. Spectacolul Neața trece înapoi în pat va fi jucat din nou pe scena Teatrului Satiricus pe 17 martie la ora 18. Temperaturile generoase și soarele vesel au scos oamenii din case. Mulți au profitat de timpul frumos pentru a invada parcurile din Chișinău. În timp ce unii au prins viteză pe role, trotinete sau biciclete, alții au savurat din aerul curat la pas. După o iarnă geroasă și sumbră, soarele de astăzi a fost ca o binecuvântare pentru locuitorii Chișinăului. Parcul Valea Morilor semăna mai degrabă cu un mușuroi care a prins gheață primăvara. Oamenii spun că au așteptat cu nerăbdare aceste zile calde. После зимы, конечно, всем хочется тепла, света, солнца, улыбок. Tare mult am așteptat, adică toți au așteptat căldura, să savurăm plăcerea primăverii. Cum este azi în parcă? Foarte bine, foarte bine și adică oamenii au ieșit din casă, se odihnesc la maximum. Foarte frumos petrecem timpul, e cald, e bine, e multă lume, mulți copii, foarte bine, mulți cu familie de plini și plini. E destul de frumos, e cald afară, cu zi frumoasă, cu soare. O primăvară frumoasă avem. Cei mai fericiți probabil au fost copiii care s-au avântat pe role, trotinete sau biciclete. Mie îmi dragă tot ce încresivă parc, хорошая погода, очень красивое солнышко, можно повсюду сфотографироваться. Pentru că este frumos afară, am hotărât să profităm de asta. E frumos, aici e bine amenajat, copilul are un loc și spațiu unde să folosească sau autolocarul sau să se joace cu nisip. Dar și adulții au făcut coadă la punctele de închiriere a acestor mijloace de transport. Cei care preferă modul sănătos de viață au profitat și ei de timpul prielnic pentru a face sport. Facem sport. Sport activ, nordic walking, mișcare activă, recomand la toată lumea. Temperaturile ridicate de până la 16-17 grade se vor menține până luni. În schimb, de mâine, cerul va fi noros și se așteaptă precipitații slabe. De asemenea, meteorologii au emis cod galben de vânt pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Atenționarea va intra în vigoare din 10 martie. De marți, mercurul în termometre va coborî până la 8 grade pe timp de zi. Tenismenul Radu Albot din Republica Moldova a debutat cu dreptul pe tabloul principal al turneului Indian Wells. El a trecut lejer de românul Marius Copil, locul 76 ATP, scor 6-2, 6-2 după o oră și 3 minute de joc. Albot l-a învins pe Copil în al doilea meci consecutiv după succesul înregistrat în 2015 în Israel. Pentru sportivul basarabean urmează duelul cu italianul Fabio Fognini, locul 17 mondial. Cap de serie, numărul 1 al turneului de la Indian Wells este sârbul Novak Djokovic. Tenismenul din Republica Moldova se află acum pe locul 53 în clasamentul mondial. Misiune îndeplinită pentru maratonistul Iulian Bercu, sportivul din Republica Moldova, concurat la ultramaratonul Racing the Planet din Noua Zeelandă, pe o distanță de 250 de kilometri. La linia de finish, Iulian Bercu a ajuns al 15-lea din 180 de participanți. 250 de kilometri de munți, văi, păduri, câmpii interminabile, pline cu arșeță, vânt, ploi, râuri cu apă de gheață au rămas în urma acestei linii de finish. Iulian promite că va veni în zilele următoare cu noi detalii din aventura sa din Noua Zeelandă. Nu știu pe ce loc sunt, în prima și în ușa astăzi, în prima zi și în ultima zi,
Am intrat în primii 10. Acum, la sfârșit, am primit o medalie de o tonă pe care vă arăt mai târziu. Acum se îndeplinește unul din visuri, un hot dog la care practic am visat 6 zile mâncând tot felul de busoșenii din pachete. La ultramaratonul Racing the Planet, Iulian Bercu a concurat cu participanți din 35 de țări ale lumii. Primul la linia de finish a ajuns un alergător din Franța. În continuare vom urmări rubrica Meteo. Bun găsit! Vom avea parte de un weekend cald în Republica Moldova. În această noapte cerul va fi parțial noros, dar fără precipitații, iar minimele vor varia între 6 și 8 grade Celsius. Mâine la prânz ne vom bucura de soare din plin, iar maximele vor oscila între 10 și 17 grade Celsius. La Chișinău în această noapte vom avea 7 grade, iar maxima de mâine va indica 11 grade în condițiile unui cer senin. În România vremea va fi predominant frumoasă, pe alocuri se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie. Temperaturile vor varia între 12 și 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. De la ora 20 nu ratați Telejurnalul de la București. Eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!